Hristos a înviat, suntem în Duminica Paștelui, oameni dragi, și după o scurtă pauză cu Selectiv am revenit și când era mai potrivit să revenim decât în Duminica Paștelui. Am decis că astăzi să facem o emisiune deosebită, altfel decât cea în studio cu care v-am obișnuit, motiv pentru care astăzi am poposit în Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi, acolo unde Părintele Vasile Ioana ne va da câteva gânduri bune, ne va împărtăși niște lucruri importante și interesante pentru noi creștinii și sper să ajungă, așa cum încercăm și noi, în sufletele dumneavoastră. Hristos a înviat, Părinte. Adevărat a înviat, dragul meu. Bine ai venit în Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi, care e lângă voi aici, vis-a-vis de voi. Vă mulțumim de găzduire. Le-am explicat deja telespectatorilor când am intrat că avem o emisiune specială. N-am mai făcut în studioul nostru așa cum ei sunt obișnuiți la Selectiv cu Dan Bucura. A venit Selectiv în Casa Domnului. Frumos! Și era evident. Știi ce îmi place? Faptul că a venit Selectiv în Casa Domnului, faptul că omul care face Selectiv înseamnă că e om credincios, care crede în valorile creștinismului, în valorile iubirii de Dumnezeu și a iubirii de oameni. Și dacă erau oameni care mai aveau îndoieli legate de credința ta, acum s-au lămurit. Bă, la Paște, Dan Bucura este în biserică. Recunosc, Părinte, așa este și nu regret fapta, cum e clasica vorbă. Eu sunt un creștin ortodox, practicant, din păcate, așa cum cred că pățesc mulți români, timpul și viața asta tumultoasă nu mă lasă să fiu în lăcașul Domnului atât de des cât poate mi-aș dori. Dar acum lasă-mă pe mine să spun întrebările ca să fie un pic diferită emisiunea. Începem în ziua asta de Paște, hai să te întreb eu ceva. Da, eu sunt Dan Bucura. Doamne ajută, dragi telespectatori, sunt Dan Bucura, am o întrebare pentru invitat. Ce faci tu dacă cineva face mișto de tine că ești creștin ortodox? Părinte, acum sper să am și cuvintele alese cu care să pot răspunde. În primul rând, vă spun sincer, așa din suflet, încerc să-l ignor. E prima... Că e problema lui, e de fapt, nu? Prima reacție. Corect, prima reacție. Desigur, aș putea spune, încerc să-i aduc argumente, să văd de ce se face lucrul ăsta. Mm-hmm. Pentru că e important când cineva te combate, ce are în spate, de ce face lucrul ăsta. Dar de fapt, tu, fără să-ți dai seama, acum ai adus prima învățătură către telespectatori, și anume, când cineva te atacă, are el o problemă. Și tu identifici de ce o face. Frumos, frumos răspuns. Da, dar în esență, ca să fiu sincer până la capăt, încerc să-l ignor, pentru că până la urmă fiecare are alegerea în interiorul său, merge pe drumul său. Deci ai dreptul să fii ortodox. Da. Părinte, dacă tot suntem aici în Casa Domnului, o să vorbesc în această Duminică Sfântă, sau o să vă întreb mai exact, despre simbolistica acestei sărbători frumoase, probabil cea mai importantă, sau una dintre cele mai importante în viața noastră a creștinilor ortodoxi. Categorii. Gândește-te că noi creștinii ortodoxi, ca de altfel toți creștinii, da? Noi sărbătorim învierea în fiecare duminică. Deci fiecare duminică pentru noi este înviere. De ce asta? Pentru că Iisus Hristos n-a înviat doar o dată în istorie, a săvârșit un act istorie și atât. Iisus Hristos s-a jertfit pentru noi, a murit pentru noi, s-a răstignit pentru noi, a acceptat această judecată nedreaptă, a acceptat să fie întemnițat, să fie tratat ca un tâlhar, ca un om rău, deși nu avusese niciun păcat, l-au răstignit, el și-a asumat crucea, și-a iubit crucea, și-a dus crucea, deși a căzut sub povara ei, Maica lui Sfânta sta lângă el și s-a răstignit, și răstignit fiind a zis, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. După ce s-a răstignit și a curs ultima picătură de sânge din el, atunci și-a dat Duhul și a zis, săvârșitul s-a. Deci, el a luat în iubirea lui toate păcatele noastre și și-a dat sângele pentru noi, a murit și apoi sufletul lui, dar trupul a rămas pe cruce, da? Și sufletul lui s-a dus în adâncurile iadului și acolo a fost salvată Eva, cea care a greșit prima, și Adam, cel care a greșit al doilea, iar i-a salvat. Că el pentru asta a venit, să salveze oamenii de păcat, și această înviere ne-a dăruit-o nouă. Deci noi astăzi sărbătorim o mare victorie, Dane. Victoria asupra morții. Moartea nu mai termină totul. Adică, pe vremuri, moartea era finalul stării de bine de pe pământ și la revedere. Se mai sacrifică cineva în vremurile noastre după modelul ăsta? Nu, uman, categoric nu. Mai avem, sigur, exemple de sfinți. Sfinți care se jertfesc, care se sacrifică. Eu am întâlnit oameni sfinți în viața mea, pentru că mai merg la Muntele Athos, mai merg la Mănăstirea Sihăstria, mai merg la în pustiu, la Sfântul Sava, și întâlnesc oameni sfinți. Care, ce fac ei? Cum se sacrifică ei astăzi? Se simt vinovați
de păcatele lumii. Adică atunci când greșește copilul tău, ai copii? Am o fetiță. O fetiță, să trăiască. 13 ani aproape. 13 ani, un înger de fată. Să trăiască. Atunci când ea greșește, tu să te simți vinovat că ea greșește. Asta este taina. Iisus Hristos a, în iubirea Lui, a luat păcatele lumii și a dat o soluție lumii. Învierea asta înseamnă și învierea noastră. Deci El ne dă nouă ce ne dă? Darul iertării. Pentru că imediat după ce a înviat, într-o zi ca asta, uite acum, cum e duminică, acum, dacă ne întoarcem cu 2000 de ani în urmă, El s-a întâlnit cu apostolii. Apostolii erau băgați așa, pitiți într-o casă, încuiați pe dedesubt de frică, pentru că gândește-te că în fața morții, apostolul Petru, care l-a văzut pe Iisus cum a înviat morții, a fugit, s-a speriat. Și a fugit, sau au stat ascunși, pentru că erau toți iudeii, vreau să-i ucide și pe ucenici. Și ei când stăteau ei acolo înfricoșați, imaginează-ți cum stăteau ei 12 oameni într-o casă înfricoșați, intră prin ușile încuiate Iisus. A venit la ei. Iisus, care ei știau că fusese răstignit. Gândește-te ce șocant trebuie să fi fost pentru oamenii ăia într-o casă ascunși. Iisus a intrat prin ușile încuiate. Adică trupul lui era spiritualizat, înduhovnicit. Și anume, El trecea prin materie cu trupul. Atunci ei au rămas uimiți și Iisus le-a zis, a suflat asupra lor, luați pe Duhul Sfânt. Cei cărora veți ierta voi păcatele vor fi iertate. Adică darul iertării, da, pe care Dumnezeu l-a oferit celor din istoria de până la El, când a înviat, l-a dat și celor de după El prin apostoli. Mă gândeam acum, părinte, în timp ce mă povesteați lucrurile astea, cât de mare ar fi trebuit să fie surpriza, șocul acesta de care vorbiți, da? Acum 2000 și ceva de ani în urmă, când inclusiv în vremurile noastre ar fi o mare surpriză, da, noi da, fiind cu tot obișnuiți, da, cu altă tehnologie. Exact. Ar veni o hologramă, acum este știința și tehnica atât de bine dezvoltată încât poate că acum cumva ai putea face niște asocieri, da? Dar atunci când nu exista absolut nimic în zona tehnologiei, efectiv Iisus Hristos le-a arătat cum vor fi trupurile noastre după înviere. Adică noi nu vom mai fi condiționați de timp, de spațiu și de obiecte. Noi vom trece prin... Adică asta este înțelesul prezenței trupului lui Iisus prin ușile încuiate. S-a modificat credința și, eu știu, lucrurile bisericești s-au modificat în toți anii ăștia, având în vedere că trăim într-o cu totul altă paradigmă, în era asta tehnologiei. Nu, dragul meu, nu, adevărurile rămân aceleași. Deci adevărurile fundamentale sunt astea. Iisus Hristos s-a întâlnit cu apostolul, a trecut prin ușile încuiate, a trecut prin mormânt. Păi o să-ți dau un filmuleț, poate îl băgați la voi în emisiune, poate îl dați odată la un moment dat când vreți. E ceva incredibil. Am fost la mormântul sfânt și acolo am văzut cum era mormântul. Mormântul era pe orizontală, dragul meu. Se intra în orizontal și era pusă o piatră mare la ușa mormântului și Iisus Hristos a trecut prin acea piatră. Și aici este taina învierii, că El nu mai e condiționat de materie. Da? Aici este frumusețea. Iar apostolii au primit darul ăsta de a da mai departe darul iertării celorlalți. S-a născut atunci preoția. Dar ce e foarte interesant este faptul că învierea asta a Lui, El a făcut-o pentru noi și ne dă nouă o bucurie. O bucurie foarte mare, Dane. Adică El a înviat, a suferit, a murit și sângele L-a dat pentru noi și învierea Lui ne-a dat-o nouă și ne face și pe noi părtași acestei bucurii, ne iartă păcatele, oricât am fi greșit ne iartă, ne împacă cu ceilalți, ne împacă cu cerul și ne pregătește ca să fim în împărăția Lui. Deci, practic, astăzi are loc cea mai mare victorie asupra morții. De ce spun asta? Pentru că moartea, omule, i-a speriat pe toți și sperie pe toți și astăzi. E, vestea bună este pentru cei care sunt în vârstă și care se tem de moarte, sau poate că sunt și tineri care se tem de moarte. Cu siguranță. Cu siguranță. Vestea bună este că moartea nu mai există. Adică, trupul ăsta, da? Își termină treaba lui, el se învechește, da? Se învechește ca o mașină de aia veche, știi? Se învechește. Când vine momentul bătrâneții, sufletul părăsește trupul ăsta îmbătrânit și se duce la cer. Gândește-te că existența sufletului este atât de importantă că oamenii de știință, în vremurile noastre, au dovedit existența sufletului. Ai văzut filmul 21 de grame? Nu l-am văzut, dar... Te rog să-l vezi, să vezi cum oamenii de știință studiază exact fenomenul plecării sufletului din trup. 2. Raymond Moody, cel care a făcut Life After Life, viața de după viață, arată clar că omul ăla care a avut resuscitarea și s-a întors după 5 ore înapoi în trup, povestește că s-a ridicat deasupra trupului.
Ce înseamnă asta? Că memoria nu e în creierul fizic. Pentru că dacă ar fi fost shutdown-ul fizic, el nu mai știa, nu? E, el, omul, și amintește ce era după ce a plecat sufletul din trup, ăia stăteau acolo și îl încercau să-l resusciteze. Ce înseamnă asta? Că noi suntem suflete care trăim în carcasa asta, trupul ăsta neputincios. Și atunci când trupul ăsta îmbătrânește, pentru ca răutatea să nu fie fără de sfârșit, există un sfârșit al răului. Și anume moartea asta fizică, trecerea asta. E, dar asta este o simplă trecere, pentru că sufletul pleacă cu toate informațiile ce a făcut pe pământ, el se duce sus și se întâlnește cu Dumnezeu. Bunicii mei, Dumnezeu se odihnească cu drepții. Știi ce zicea bunicul? Tataie, abia aștept să mă duc. Abia aștept să mă întâlnesc cu Domnul. Doar m-am gândit la el și acum mă voi întâlni cu el. Deci omul credincios care a primit victoria învierii, el abia așteaptă. Deci pentru noi moartea nu e o disperare. Noi în mormântări nu plângem morții. Părinte, plecarea asta sufletului și toată descrierea asta pe care ați făcut-o foarte frumos poate fi cumva comparată cu ceea ce noi numim în prezent și mai ales că acum e de actualitate inteligența artificială? Nu, e cu totul altceva. Ce e această inteligență? Cum o vedeți prin prisma laicului, prin prisma bisericii, această inteligență artificială care intră în viața noastră? Copilul meu a terminat computer science la Londra. Să vă trăiesc. A învățat foarte bine la ICHB, la școala asta extraordinară de matematică. A devenit un bun matematician și a mers la Londra pe valoarea lui. Eu pur și simplu am fost martor la felul în care copilul ăsta a făcut performanță în matematică și lucrează acum în EA, ăsta, în tehnologie, la o companie din Londra, dar sunt fericit că lucrează remote de acasă din România și ia salariul de Londra cu globalizarea, cheltuielile din România. Asta înseamnă globalizarea, digitalizare. Dacă trăim în această lume globalizată, trebuie să avem inteligența să ne adaptăm acestei lumi și putem să fim mai inteligenți decât inteligența artificială? Decât absolut orice spune lumea în față și să poți să, cum să spun, capacitatea ta să eviți lucrurile neplăcute și să maximizezi lucrurile frumoase. Copilul meu asta a făcut. Adică lucrează pentru o companie din Londra, dar lucrează din România remote. Bun, întorcându-mă la EA. Practic el lucrează în EA. Ce face știința și computerul? Încearcă să te ajute pe tine să dea răspunsuri integrate. Pentru că tu știi doar o realitate. Da? Eu văd acum împreună cu tine, văd doar camera de la vedere pe domnii cameramani pe care îi salutăm și le spunem și lor Hristos a înviat. Și vedem așa universul ăsta de aici. Da? E, Dumnezeu vede de mai sus, ca din dron, așa, mai sus, mai sus, mai sus. E, în inteligența artificială îți dăm un adevăr integrat. Dar inteligența artificială este bună atâta vreme cât ajută omul, cât îl informează pe om, cât ea este dirijată de om. Adică eu am în casă o Alexa din aia sau o chestie din aia care îmi integrează chestiile. Părinte, dar sunteți foarte la curent cu toate lucrurile astea. Da, e normal. Eu aici sunt părintele Vasile, acasă sunt tată. Acasă joc remi, joc cu copilul meu șah, mă duc cu bicicleta. Jucați și jocuri pe calculator? Normal că joc și jocul jiu. Jucăm Wii, chiar dacă e mai vechi Wii-ul ăla, e bun că te ajută să faci și mișcă. Și să vezi cum e cu băieții mei când jucăm tenis de câmp. Wii, chiar haios. Știu și eu, la un moment dat jucam cu fiică-mea de spărgeam prin casă lucruri atât de prinși eram. Ideea este că noi n-ar trebui să fim, cum să spun, anacronici, adică în afara vremurilor. Trebuie să fim în vremuri, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat în aceste vremuri. Dacă Dumnezeu a rânduit ca noi să trăim 2023, păi trebuie să-L trăim. Eu nu trăiesc în trecut și nu trăiesc nici în viitor. Eu vreau să trăiesc acum aici. Adică atunci când vin copiii mei, cei trei băieți pe la mine, noi ne jucăm, avem board game-uri din alea extraordinar de faine. Și jucăm împreună, ne jucăm împreună. Astăzi este o zi fabuloasă în care să uite, tu m-ai luat de la copiii mei. Sunt cu copiii mei acasă, ne bucurăm cu ei, ne jucăm împreună. Adică trăim împreună realități. Iar întorcându-mă la EA, Dumnezeu ne ajută să trăim în adevăr. Da? Atâta vreme cât inteligența artificială eu o comand și mă ajută pe mine să aflu lucruri care mă sprijină să cresc, e bună. Dacă ea mă comandă pe mine, atunci o scot din priză. Până acolo e bună. Adică, în mod normal, creierul omului, inteligența vine din creierul omului. Da, creierul omului e dat de Dumnezeu. Atâta vreme cât ea te ajută pe tine, Dane, inteligența artificială, să-ți creezi realități, te sprijină pe tine, de exemplu. Dacă eu caut un citat, da, eu caut un citat și dau inteligenței artificiale un citat și îmi spune din ce autorie, e fabulos!
că nu mai stau eu să caut. Dar dacă... dacă am întrebat inteligența artificială despre un citat care a devenit așa ca un adevăr general valabil, deși eu știu că nu e și sigur mă veți completa și îl veți corecta, și anume, crede și nu cerceta. Este o frază atribuită Bibliei, sau mă rog, o sintagmă atribuită Bibliei, despre care eu știu că nu e așa. Da. Ce ar zice inteligența artificială dacă aș întreba o lucru? Aici este păcăleala. Inteligența artificială este setată de niște oameni. Și atunci, de exemplu, dacă o întreb pe Alexa cine e Iisus Hristos, sau dacă o întreb pe Alexa... Bună întrebare. Uite, adică o să vezi acolo, în aceste mici detalii, că inteligența artificială este construită de niște oameni care sunt împotriva lui Dumnezeu. Interesantă. Da. Deși noi o putem folosi inclusiv cu scop... Noi trebuie să o folosim fără să intrăm în zona de credință. Pentru că în zona de credință n-a fost făcută setarea aia de vreun călugăr de la Muntele Atos. Să fim serioși. Înțelegi ce vreau să spun cu asta? Dar cei care au făcut-o, credeți că aveau interes să nu cuprindă și latura asta duhovnicească? Ideea este că ea este inteligența, e rece. Și tu trebuie să-ți iei de la ea doar ce ai tu nevoie. Deci, în mod inteligent, noi oamenii alegem ca la bufetul suedez, da? La bufetul suedez alegi ceva, ceva, ceva de acolo, ceva de acolo, înțelegi? Dacă tu iei tot ce e la bufetul suedez și intri în lăcomie, ai pierdut. Deci, cumva, noi ar trebui să alegem din ea, din inteligența asta, doar ce ne folosește, ce e folositor. E posibil ca ea să te acapareze și să te facă să creeze dependență, pentru că sunt logaritmi, o știință întreagă care te ajută pe tine. Copilul meu, care v-am spus că e specialist în așa ceva, îmi spune că el studiază acum chipul omului când se uită pe Facebook și vede el cam cum este când citește o știre omul, da? Deci Facebook-ul îți citește ție facial, fizionomia și, atenție, mimica. Starea mimic și starea ta interioară, atenție, starea ta. Și atunci, în funcție de starea ta, compania lucrează cu niște psihologi care te definesc imediat și atunci următoarele repere vor fi date în funcție de cum ești tu. Și atunci, în felul ăsta, e clar că ești luat așa la pachet și reprezinți cumva un consumator care la a patra etapă vei consuma, vei cumpăra ceva în zona ta de interes. Deci, în momentul acela, tu trebuie să fii extrem de atent să nu devii dependent de asta, să-ți păstrezi libertatea. Asta, apropo de dependență și de partea nocivă a tehnicii și a tehnologiei, v-am văzut și pe dumneavoastră, am văzut multe fețe bisericești cum ați devenit activi pe aceste rețele de socializare, ale vremurilor noastre. Da, da, Facebook, da, da. TikTok, Instagram. Pentru că noi consider... Aici cât este nociv și cât este benefic? Păi eu asta ce spuneam și mai devreme. Deci omul trebuie să fie stăpânul. Adică atâta vreme cât eu pot să intru într-o rețea și să dau mesajul lui Dumnezeu, pentru că astăzi omul este cu telefonul în mână. Da? Asta este o realitate. Dacă vrei un tablou al anului 2023... Eu așa aș ilustra tabloul, uite așa. Asta este un tablou, da? Ce arată asta? Partea tristă a acestui tablou este că omul este cu ochiul aici. Nu mai vede natura, frumusețile lui Dumnezeu, nu mai vede chiar familia, se mai înstrăinează de familie, de realitățile din... Deci el fiind acolo. Iar eu am înțeles că omul e așa. Și atunci eu, care sunt chemat de Dumnezeu să vorbesc despre Dumnezeu omului, atunci eu m-am dus acolo. M-am dus unde e omul. Eu trebuie să mă duc unde e omul, pentru că Iisus Hristos a zis așa, mergând, propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Toată făptura ce înseamnă? Și tu, și tu, și tu. Păi dacă tu acum ești acasă, tu ești la... Acum, de exemplu, toată lumea e la un grătar, să zicem, da? Bun, eu nu mai pot să mă duc la grătar la el. Că eu sunt și eu în lumea mea. Și atunci eu mă duc ăla la grătar, stă la grătar că stă în vârte ceafa și pune micul. Și după aia învârte paginile de sociale. După care zice, bă, stai puțin, pac, să dă-l deoparte și... Și îl vede pe Părintele Vasile. Și zice Părintele Vasile, bă, nu te îmbuiba. Și atunci ala zice, bă, mi-a zis să nu mă îmbuim. Bă, hai să mă opresc un pic. Și te oprești. Și adică ce zice preotul acolo? Bă, nu exagera cu micii și cu băutura. Dar el poate să dea așa și să-l vadă și pe necuratul care îi dă un alt sfat. E treaba lui. Nociv. E treaba lui. Deci, practic, concurați cumva pe această comunicare. Bine, noi am fost întotdeauna în luptă. Dar important acum este că... luptați și virtual. Da, dar noi sfințim rețelele prin prezența noastră.
Adică în momentul în care sfințești rețeaua și zici, acolo ești prezent în rețelele alea și ăla dacă dă de două ori, noi suntem cumva într-o luptă, binele și răul e într-o luptă, dar dacă omul când găsește lucruri care îl plictisesc sau care îl fac curios și care îl ridică și găsește și mesaj spiritual, e minunat. Eu cunosc oameni care au venit aici la mine după ce am fost eu la un podcast la Bobonete, de exemplu. Mi-aduc aminte de anul trecut pe vremea asta, am vorbit cu Bobonete despre niște realități ale vieții omului. Un podcast reușit, foarte bun. Bun, deci noi atunci ne-am bucurat de o întâlnire frumoasă între noi. Da? E, omul fiind acolo, omul a găsit niște lucruri. Și eu îmi amintesc după Paștele de anul trecut, mai mulți oameni au venit la biserică că au văzut în podcastul acela. Ce vreau să spun cu asta este că ei m-au văzut pe telefon. Mesajul meu care este? Bă, omule, nu abuza. Nici de mâncare, nici de băutură, nici de desfrânare, nici de lăcomie, nici de ură, nici de răutate. Mesajul meu este acest mesaj. Bă, hai mă să fim ponderați. Hai mă să bem doar cât trebuie, să nu exagerăm. Hai să nu ne îmbătăm. Hai să nu ne urâm între noi. E prea multă răutate între noi. Hai să nu mai trăim numai în bârfă și numai în răutate. Hai să stăm un pic conectați cu familiile. Ce vrea nevasta ta de la tine, Dane? Dragul, să fii mai des acasă, să o iubești. Nu e așa? Cred că asta vor toate nevestele. Bun, și atunci, dacă le dăm sufletul nostru să stăm cu ele, e ceva, e o umilință în asta. Adică bărbații au ajuns la un moment dat acum să-și creeze niște enclave, așa, se duc ei între ei la, ok, te joci un fotbal. Mi-a zis duhovnicul. Și eu mai joc fotbal acolo la un teren mic. Dar întreabă duhovnicul, dar după meci stai la o bere încă 2-3 ore? Dacă tu te duci să faci mișcare fizică, fă o mișcare fizică, dă sportului ce iar sportului, dar tu te duci înapoi în familie. Și nevestele au enclavele lor, scure, nu corect, la bere, la da, coafor, da, la... Nu neapărat în lumea lor, dar trebuie să fie măsură. Ce vreau eu să spun este că, ok, te duci cu un prieten, te vezi cu prietenii, te distrezi, te bucuri. Nu zice nimeni acum să stai să zici, Doamne miluiește, numai Doamne miluiește în ziua de Paște. Zicem cu toții, Hristos a înviat. Dar bine ar fi ca la începutul mesei, da, când începe masa, Hristos a înviat, fraților, să ciocnim un ou, să ne bucurăm. Nu vrea Hristos să faci slujbă în timpul mesei de Paște, dar vină întâi la slujbă. Adică Iisus Hristos a spus așa, dă-i cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Noi credincioși avem această măsură. Mă, îi dăm lui Dumnezeu. Bă, la început hai să zicem un Tatăl nostru, frate. Hai să ne ținem de mână să cântăm toți un Hristos a înviat și după aia ne distrăm, bem, mâncăm, ne bucurăm, dar nu abuzăm. Adică nu vrea Dumnezeu habotnicie. În niciun caz. Dumnezeu nu ne vrea habotnici, nu ne vrea proști, nu ne vrea îngălați, nu ne vrea murdari. Apa e gratis, e darul lui. Deci ne vrea Dumnezeu luminoși, ne vrea Dumnezeu fericiți, ne vrea Dumnezeu echilibrați, ne vrea Dumnezeu înțelepți. Înțelepți în așa fel încât să putem să folosim mijloacele media. Iată, noi suntem la televizor acum, dar îi îndemnăm pe oameni, bă, nu stați, bă, numai la televizor, vă rog eu frumos. Iertați-mă, nu stați numai la televizor. Bucurați-vă de oameni, bucurați-vă unii de alții. Hai să ne bucurăm de prieteni, de cei dragi. Astăzi, de exemplu, este ziua unică din an în care și celui mai mare dușman, dacă tu îi dai acum un SMS, Hristos a înviat, cu prietenie, George. Bă, n-are cum să nu-ți răspundă. Azi e ziua împăcării, s-a împăcat cerul cu pământul. Împacă-te și tu, dacă ești certat, dacă Hristos ne-a împăcat. Hai să ne împăcăm unii cu alții. Ai pe unul pe care nu-l înghiți. Nu știu, poate tu ai din media, dacă nu înghiți pe unii din la tine pe la știi. Eu nu-i înghit, părinte, pe ăștia care își bat joc de noi românii, ne fură, ne păcălesc, aici ne prostesc. Aici e altceva. Aici dar aici, în duminica asta a Paștelui, nu vreau să vorbim noi nici de politică, nici de tâlhar, nici de hoți. Părinte, și știu că Dumnezeu ne va înțelege, iar dincolo de îndemnul noastră de a nu sta telespectatorii tot timpul la televizor, eu o să îndemn să rămână alături de noi, inclusiv pe cele câteva momente de pauză publicitară, pentru că după aceea sunt convins că părintele va veni cu multe alte învățături, cel puțin la fel de interesante ca cele de până acum. Am revenit, ați văzut, cu părintele Vasile Ioan despre inteligența artificială, despre Facebook, rețele de socializare, despre sfânta taina acestei zile de duminică. Părinte, ați vorbit despre Dumnezeu într-un mod foarte frumos. Eu vreau să merg mai departe cu această discuție. Vreau să vorbesc despre Dumnezeu în cheia în care, de multe ori, așa pentru noi, mirenii, pare că ne lasă Dumnezeu
prea mult pe drumul nostru și ne lasă să ne facem de cap. Părinte, avem războaie, avem lucruri nenorociri, lucruri care se întâmplă pe mâna noastră a oamenilor, nu pe mâna Domnului. Și vă întreb, de ce acceptă Dumnezeu ca lucrurile astea să se întâmple? Of, El iubește Doamne, Doamne, Fiul Doamne, Său. Doamne, dar mi se rupe sufletul, dragul meu, când văd atâta moarte pe pământ, atâta cruzime, atâta ură, să spui tu că un alt popor nu are dreptul să existe. Să spui tu că un alt popor nu are dreptul să-și afirme valorile lui naționale este ceva înfiorător. Și tot războiul ăsta m-a măcinat pe dinăuntru, mai ales că sunt frați ortodoxi care se omoară între ei. Și mă doare inima. Dar desigur că Dumnezeu nu l-a făcut pe om să fie criminal. L-a făcut să fie bun și să fie ca el. Însă primii doi frați din istoria umanității, Cain și Abel, între primii doi, deci erau patru oameni pe pământ, Adam, Eva și doi băieți, Cain și Abel. Și atunci când Abel a făcut jertfă de la oițe și a adus jertfă lui Dumnezeu, din rodul muncii, pentru că aici e frumusețea, jertfele se aduc din ceea ce faci tu, da? Cum acum de sărbători îi dai un dar unui prieten, afirm dragostea lui pentru prietenul ta, pentru când vii la biserică și aprinzi o lumânare ca jertfă, mulțumești, jertfa a fost de când e lumea, te jertfe, dai ceva lui Dumnezeu. Și Abel a dat din oițele lui, a dat un miel. Și Cain a dat din rodul muncii pământului. Deci erau agricultori, era firesc să lucreze pământul. Și atunci când a văzut Cain că jertfa lui Abel e bine primită, da? Și că fumul lui urcă drept la cer și că așa că a lui nu e bine primit pentru că el avea invidie pe fratele lui care era mai bun și mai blând, în momentul ăla Cain și-a ucis fratele. Și aici vedem că răutatea omului, mândria lui, invidia lui, toate duc către crimă. Și toate aceste defecte ale omului nu pot fi corectate de cel de sus, așa? Ba da, dacă el e Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a creat liberi, liberi ca el. Deci dacă Dumnezeu, ce Dumnezeu n-ar putea să ne facă pe toți așa ca îngerii de buni într-o secundă? Ar putea, dar nu o face pentru că el n-ar mai fi Dumnezeu. El ne-a făcut pe noi Dumnezei, ca pe El. Adică noi toți avem voință, rațiune, sentimente. Toți suntem ca Dumnezeu. Avem chipul lui Dumnezeu și putem să ajungem în asemănarea cu Dumnezeu. Atenție! Dacă eu urc acum într-un Uber sau într-un taxi, am voie să zic, sau în ce vrei într-un taxi. Când mă duc acasă, da, urc acum într-un taxi. Da, și taxiul ăla intră într-un copac și omor. A cui e vina? A faptului că eu toată viața mea mă las în mâna altora. În politică noi votăm și ne lăsăm în mâna guvernanților și ei da. După aceea... Da? Da. Bun, mai departe, noi toată viața noastră trăim în credință. Adică tu ai încredere că soția ta nu te înșală. Eu am încredere că cei pe care îi votăm vor face eu bine. Eu am încredere că primesc salariul la final de lună. Am încredere că cel în care îmi investesc... Deci noi tot timpul trăim în încredere. Încredere înseamnă în credință. Deci eu am credința că muncesc și la finalul lunii angajatorul își face datoria și își plătește, îmi plătește salariul. Bun, dar în momentul în care angajatorul nu mai dă salariu, am aici o fază tare de tot, Dane. Mi-am adus aminte și fac o mică paranteză. În Italia, un românaș de-al nostru, eu mă mai duc pe la românii din afara țării, și avea 800 de euro salariu, muncea și el acolo. Și patronul, la treia lună de când muncea acolo, îi punea 780 în plic. Luna viitoare 730 în plic. Și au s-au înțeles pe 800. În luna viitoare 700 de euro. I-a pus în plic, el lua plicul, pleca. La un moment dat, patronul care îi punea, după a treia lună când i-a scăzut, îl întreabă patronul pe românul nostru. Mă, Ioane, mă, tu nu vezi că eu ți-am pus acolo mai puțin? Că el a fost contrariat, că nu a venit la el să zică, domne, mi-ai pus mai puțin, nu te-ai ținut de cuvânt, ne-am înțeles pe 800. Și el a zis așa, domnule patron, eu îmi fac datoria și muncesc cum am vorbit. Dacă dumneata nu-ți faci datoria și nu pui, e problema ma tale, dumneata vei răspunde singur, eu
treaba mea mi-o fac. Este vorba de problema dumneata. Eu nu am să te întreb niciodată. Părinte, cu astfel de mentalități am dat niște idei patronilor din ziua de astăzi, de cred că am primit un sfert de salariu. Când a văzut noblețea, omul ăla l-a pus peste ceilalți muncitori și a dat 1200 pe lună, când i-a văzut noblețea, înțelegi? Când a văzut că omul ăla nu că n-a... Deci a fost un soi de test, să zicem așa, al patronului. Exact, și a fost o înțelepciune acestui om care și-a făcut datoria lui. Ce vreau să spun cu asta este că noi suntem chemați să ne facem bine treaba noastră și ne dăm încrederea noastră celorlalți. Noi trăim într-o lume interconectată, depindem unii de alții, da? Noi depindem de ăsta care ne aduce lumina, de ăsta care aduce internetul, de celălalt care face ceva, deci suntem legați unii de alții. E, fiecare dintre noi avem voință liberă. Și dacă unul se trezește să-l ucidă pe altul, și așa cum fac marile imperii de astăzi, adică noi n-ar trebui să intrăm în răul ăsta al lumii, să rămânem totuși conectați cu victima. Adică să-l ocrotim, să-l mângâiem pe cel care este atacat. Că noi românii așa am făcut toată istoria noastră, ne-am protejat nevoile și neamul. E, în momentul în care apare în lumea asta un criminal care ucide alți oameni, în momentul ăla noi, ca oameni, noi nu avem alte soluții, că nu putem să oprim acest rău, pentru că omul ăla își folosește voința lui liberă pe care Dumnezeu i-a dat-o și în loc să facă bine, face rău. În înțelesul lui. Dar atenție, înțelesul lui poate fi diferit. Adică aici este problema, că noi, mari criminali, deci Hitler, dacă vedeți marile discursuri ale lui Hitler, și știți foarte bine despre ce vorbesc, el vorbea despre pace. Era pacifist și omora oameni. Deci, la un moment dat, mintea omului se sucește, mintea omului este un univers aparte. Și e posibil ca omul ăsta să creadă că face bine. Mintea omului e evoluat, e mai predispus să o ia razna, ca să spunem așa? Da, nu există mecanisme internaționale în care să se spună, domnule, dacă apare un rău, toată lumea oprește răul ăla. Așa ar trebui să fie, adică ar trebui să existe un mecanism al întregii umanități. Dar tot mândria nu lasă oamenii mari ai lumii astea să fie una. Știți de ce l-am adus în discuție pe omul evoluat? Pentru că cel puțin pe statistici, uitându-mă, văd că în societățile astea, hai să le numim evoluate, astea de la vest, unde ne uităm și noi de multe ori cu jind, că am vrea să ajungem acolo, există un grad mult mai mare, hai să nu zic neapărat de necredincioși, dar de persoane care se declară atei, care se rup de credință, de biserică, de valorile acestea, și spun, eu nu cred în nimic, eu știu că rolul nostru e altul și sunt oarecum îndepărtați de biserică. Se întâmplă asta mai mult, repet, în societățile evoluate. Da. De ce lucrul ăsta? Păi uite, îți dau un exemplu în Germania, în Dresda. În Dresda, 82% din cetățenii orașului Dresda s-au declarat atei. 82, imens, imens. De ce? Pentru că în statul german, dacă ai apartenență la un cult, cum biserica luterană, da, majoritară în zona aceea, trebuie să plătești către stat din salariu un procent. Prin stat. Adică statul german acolo preia suma din salariul tău și o transferă bisericii respective. Doar pentru că te declari ca el să te boteze, să te cunune și mai departe. Și pentru toate acestea plătești o sumă. Și mulți de acolo refuză chestia asta și se declară atei. Aș putea spune că nu e vorba de setea lui de cunoaștere, ci este vorba mai degrabă de ceva exterior. Eu nu mă tem foarte mult de asta, pentru că în fața unei nenorociri, când apare o boală, procentul de atei ajunge la zero. Când apare un cutremur, când apare o nenorocire, ateul ăla va veni în fața unui cancer de prostată, în fața unui cancer de pancreas, în fața unei boli și va zice, va comunica cu tata. Deci tata ne lasă liberi. Și e dureros că noi nu folosim libertatea cum trebuie. De fapt, vorbeai de războaie. Războaiele există pentru că tata ne-a lăsat liberi și noi ne spargem capul între noi. Dar ne-a lăsat liberi pentru că așa ne-a creat. Dacă n-am fi liberi, am fi niște roboți. Și atunci ne-a creat liberi să-l și negăm. Adică el ne-a creat atât de liberi încât putem să zicem că el nu există. E ca și cum fiica ta
pleacă la Londra, pleacă la Paris, la München și zice că tu nu existi. Tu, în momentul în care auzi că ea zice că tu nu existi, tu râzi. Că zici, bă, cum să nu exist? Normal că exist. Își va da ea seama într-o zi. Și își va da seama într-o zi că tu existi. Adică faptul că mă neagă cineva nu înseamnă că nu exist. De-aia spunea profetul David, cel nebun zice în inima lui, nu e Dumnezeu. Cum să zici că n-ai mamă? Păi nu te-a născut o mamă, e limpede, dar acel procent de atei și în general oamenii necredincioși care resping efectiv actele de credință și credința, acest procent apare în sufletele unor oameni care resping, care au niște dureri în sufletul lor. De aceea eu n-aș spune că ei s-au depărtat de Dumnezeu sau că Dumnezeu s-a depărtat de ei, ci că ei au un alt înțeles în fața realităților lumii și ale lui Dumnezeu. Anumit, oameni de genul ăsta se rup și de niște valori tradiționale, de niște lucruri, nu știu, noi le spunem firești sau în legea firii. Așa a apărut, nu știu, așa a apărut homosexualitatea, așa a apărut, eu știu, anumite credințe deviante, habar n-am. Deci, crede-mă, tata e tata. Înțelegi? El nu dispare de acolo, de la locul. Nu vreau să bag bățul prin gardă în duminica asta sfântă, dar știți cum e cu genul mai nou? Am înțeles că și aici e o dezbatere pentru mințile unora. Genul ar trebui să fie... Da, dragul meu, o doamnă săptămâna trecută m-a sunat de la New York, o româncă. Cu soțul ei au ajuns în New York și a trebuit să nască acolo. Și la spital... A venit medicul și a spus, uitați, trebuie, vă rugăm, haide să nu mai declarăm genul copilului ca să rămână liber acolo și alege el când e mare genul. Mama a spus, domnul doctor, treceți genul masculin, e băiețel, vă rog să treceți genul masculin. Medicul n-a ascultat. A venit șeful clinicii, la tata, care era în hol. Și a zis, avem o rugăminte, nu vrem să trecem, spune șeful clinicii, să nu trecem totuși genul, că e... Să-și aleagă el mai târziu. Și a spus, domnul director, vă mulțumesc că ați venit la mine, dar vă rog să treceți genul masculin, e băiețel. Treceți acolo genul masculin, că așa vă rugăm noi, suntem părinți. Și în momentul ăla, zis, domnule, insistăm, vrem să nu trecem genul. Și a spus, domnule, mă hărțuiești cu aceasta? Te rog, îmi chem avocatul imediat. Adică, ține și de răspunsul nostru, dragul meu. Adică dacă vine cineva și îți propune o tâmpenie, ei, părinte, tu trebuie să ai un răspuns. Părinte, dacă noi răspundem, suntem acuzați că discriminăm, tu trebuie să răspunzi cu bunul simț, cu bunul tău simț și să încerci să rămâi în adevărul tău. Aici ideea este că noi nu acuzăm pe nimeni, dar noi avem adevărul nostru în care credem și știm că adevărul nostru este sfânt. Și atunci mergem pe valorile noastre până la moarte. Dacă vine altcineva cu alte valori, noi nu intrăm în conflict, doar că ne păstrăm adevărurile noastre. Adică nu avem ceva cu persoanele, ci orice idee care este împotriva a ceea ce Dumnezeu a creat pe pământ, să fie la ei acolo, cum zice țăranul român. Să fie la ei tată. Adică eu îmi păstrez valorile mele, să fie sănătoși, nu e treaba lor, dar valorile mele mi le păstrez, mi le conserv, pentru că sunt ale mele și știu că sunt bune. Adică am credința asta că Dumnezeu ne-a lăsat pe pământul ăsta. Uite, ne suntem între imperii, nu l-a scos nimeni pe Dumnezeu din inima românului. Du-te în diaspora să vezi. Am fost la Napoli, am fost la Roma, am fost la Madrid. Am întâlnit români minunați, fabuloși, care își păstrează, că să-i vezi cum stau în biserică cu dragoste și iubesc credința și neamul românesc. Dacă românii sunt și știu că sunt, că văd și eu mult mai credincioși decât alte popoare. Clar, sunt încă aproape în de biserică, de Dumnezeu. În Europa sunt trei popoare, dragul meu. Poporul român, poporul polonez și poporul italian. Părinte, dacă suntem așa și suntem, de ce ne-a lăsat Dumnezeu sau ne lasă în continuare atât de săraci comparativ cu vecinii noștri mai puțin dragul credincioși? Dragul meu, nu Dumnezeu ne dă și ne ia. Noi ne dăm și ne luăm. Încă o dată, noi facem contractul, noi semnăm acolo la Orange și la Vodafone contractul ăla de telefonie și după aia tu poți să vii după două luni să zici, bă, stai puțin că să vezi, tu ai semnat. Ideea este așa, ceea ce ai spus tu este doar un crâmpei, nu este un adevăr complet. De ce spun asta? Pentru că eu mă consider om bogat. De ce? Am o țară extraordinară. Nu am nu știu ce bogății materiale, dar am munte, am mare, am familie, am prieteni,
trăiesc fericit cu familia mea. Deci să zugrăvești pe român sărac este o eroare. Și să mă ierți că spun asta în ziua de Paște. De ce? M-am dus în Grecia, la un mitropolit de la Salonic, care mi-a spus: Papa Vasile, bine veni, Părinte Vasile, vino la mine, zice, vino la mine în episcopie, la Salonic, că aici e raiul, zice, paradisul, paradisul Grecia. Și am zis, în al preasfinția voastră, să mă iertați, paradisul e la mine acasă. Ohi, nu, paradisul e tău, aici e paradisul în Grecia. Am zis, ohi, paradisul e în România. Și acum, după ce au apărut probleme economice și la ei, mi-a spus diaconul lui, îmi spune, băi, ce ai avut dreptate, e mai bine în România ca în Grecia. Din punct de vedere economic, atenție, se întâmplă de multe ori ca noi să vedem în gust sărăcia și bogăția, noțiunea de sărăcie și de bogăție. Dar am întâlnit oameni români minunați și afară, care mi-a spus, părinte, mă întorc în țară. Pentru că am o profesie, am un salariu și dacă am strămoșii lângă mine și bunicii și prietenii și neamurile, e mai bine. Deci eu nu consider că țara noastră este o țară săracă, ci consider că suntem niște oameni bogați. De ce? Pentru că suntem între imperii și aici a avut capacitatea românul să, cum să spun, să danseze în așa fel încât să reușească să reziste aici. Nu l-a scos Dumnezeu. Nimeni nu ne-a scos pe Dumnezeu din inima noastră. Uite, noi suntem aici și B1, voi sunteți aici lângă Comitetul Central. Hai să spun că lângă blocul tău unde faci tu televiziune de câțiva ani bun, da? Și bine o faci. Sunt colonei, ofițeri de ăștia de secretar, de CC al PCR, da? Toate blocurile alea, da? La Adam, acolo toate sunt foștii securiști, foștii. Vin aici la biserică la mine și îmi spun, părinte, zice, hai să spun o taină. Noi ziceam acolo, Ceaușescu PCR, Ceaușescu pace. Și zice, ne întorceam acasă și ne botezam copiii în casă. Ne cununa, venea popa și ne cununa, ne lua cu pirostriile, venea în casă, venea îmbrăcat civil popa și ne cununam. Și eu l-am întrebat, dar cum așa? Zice, părinte, noi eram creștini, bre. Noi eram creștini în inimă, dar noi ziceam ca ei și făceam ca noi. Vrei să spun că și astăzi e la fel? Vine lumea asta mare, da? Ok, nu dăm nume, că nu suntem astăzi în zi sfântă. Vine lumea asta mare și ce vreți, mă, voi? Bine, mă, ok. Apropo de lumea ce vine în biserică... Și e al nostru, e al nostru. Apropo de lumea ce vine în biserică, ce oameni vin astăzi la biserică, părinte? Des, așa, preponderent. Bă, vedeți și tineri, vedeți... Da, diversitatea e foarte mare, diversitatea e uriașă. Dacă ai venit într-o duminică aici să stai cu mine, m-aș bucura să vii. O să vin la o sfântă liturghie, la o sfântă liturghie, frate, să vezi ce frumos este. Avem tineri de la Facultatea de Arhitectură, de la Matematică, de la Geografie, tineri și tinere. Avem tinere familii, că aici avem 300 de botezuri pe an. E plin de botezuri sâmbătă și duminica, foarte multe botezuri, pentru că sunt multe familii tinere. Avem tineri îndrăgostiți care vin încoace să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Avem oameni maturi, actori aici, avem 6 teatre împrejur, avem restaurante, terase împrejur, avem ministere. Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Ministerul de Interne. 3 ministere sunt împrejur. Sunteți bine. Avem bătrâni și bătrâne care au lucrat în sistem pe vremuri, dacă aici nu locuia oricine în zona Comitetului Central. Dar vreau să spun că toți acești oameni, când vin la biserică, îl găsesc pe Dumnezeu și își găsesc pacea. Ce vreau eu să spun cu asta este că omul poate să trăiască în lumea lui, în societate, pe unde trăiește, dar să-L aibă pe Dumnezeu în suflet și să aibă grijă de rugăciune, de pace, de armonia din familie și Dumnezeu nu te vrea altfel, nu te vrea într-un fel în care n-ai vrea tu să fii. Tu poți să fii tu însuți, dar să nu fii încrâncenat în ideile tale, să nu fii tiran în casa ta, că e prea multă tiranie în casă. Țipă mama și tata la copilul ăla mic. Nu l-ai dus pe copilul ăla mic. Mai nou țipă și copiii la mama și tata. Da, deci țipătul, tonul ridicat, cuvintele urâte, jignile, nu au ce să caute în casa românului. De aceea poate că astăzi, în această zi sfântă, ar trebui ca în discuțiile frumoase de bucurie dintre noi, păi hai mă să mai lăsăm răutatea, hai să mai lăsăm ura dintre noi, hai să ne împrietenim, hai să ne legăm unii de alții, pentru că din răutate viața devine un iad. Și sunt mulți oameni nefericiți, vin la mine cu anxietăți, cu depresii. Apropo din de cauza răutate, asta. Părinte, ce le-ați răspunde celor care spun astăzi, sau ce le răspundeți, de fapt, celor care spun astăzi, în România sunt mult prea multe biserici comparativ cu școli, cu spitale, cu da, lucruri nu, de genul ăsta. Tati, nu sunt prea multe, ci sunt prea puține. De ce spun asta? Pentru că bisericile, când apar ca o nevoie a unei comunități.
Uite, zilele trecute a fost pusă piatra de temelie la o biserică în Bragadiru. A fost preasfințitul Timotei Prahoveanul, vicarul Arhiepiscopiei Bucureștiului, a pus piatra de temelie. Eu am avut o conferință în Bragadiru și am vorbit despre post în Bragadiru și mi-au spus oamenii de acolo: părinte, s-a făcut un cartier nou de vile. Și oamenii ăia s-au adunat cu toții și au spus: domnule, vrem biserică, vrem să avem și noi biserică. Și au dat un pic din pământ. Dar fii atent ce fază frumoasă. Mama unui preot a donat apartamentul ei, au vândut și au cumpărat teren și acum se ridică acolo o biserică frumoasă. Care este ce? Rodul, biserica aia e rodul nevoii comunității alea din Bragadiru. Deci comunitățile, acum s-au făcut orașe noi, omule, aproape. Dacă te duci în Republica Berceni, că o numesc Republica Berceni așa în glumă, pentru că acolo, de la Berceni încolo, sunt, doamne, cartiere imense de case, de vile. He, oamenii de acolo se adună și zic: bă, vrem o biserică. Păi, are vreo vină patriarhia? Nu. Că oamenii cer biserii să se construiască. Părinte, s-o foarte bine. E o nevoie a oamenilor, e nevoia omului de Dumnezeu. Lăsați românului dorința lui să stea cu Dumnezeu, să se întâlnească în biserică, să stea în rugăciune, ca să-i fie mai ușor în cursul săptămânii. Că altfel o iei razna dacă n-ai niște repere morale. Pentru că ne apropiem de final, am o curiozitate personală. De ce acestei parohia noastră îi spune Sfântul Nicolae dintr-o zi? Adică de ce dintr-o zi? Pentru că Maria Brâncoveanu, noi stăm aici într-un loc unde a pășit familia Brâncoveanu, Dan. Gândește-te că Maria Brâncoveanu, nevasta lui Constantin Brâncoveanu, a avut 11 copii, Dan. 7 fete și 4 băieți. Și în această biserică parcă îi văd acum 300 de ani pe copiii brâncovenilor venind în biserica asta. Ei, această biserică e făcută pe pământul mamei Mariei Brâncoveanu, care a venit în căsătorie cu Constantin cu pământurile astea și care aici, pe pământul ăsta, era o biserică făcută de străbunii ei dintr-o zi. Adică Neagoie Postenicu, străbunul Mariei Brâncoveanu, exact de aici, de unde suntem noi aici, încă 4 metri încolo, s-a făcut o biserică mică într-o singură zi. Pentru că Neagoie... Într-o zi, de asta este dintr-o zi. Pentru că Neagoie a vrut să ajungă domn și a vrut să facă și el ceva pentru Dumnezeu și a făcut o biserică mică. De la 12 noaptea până la 12 noaptea viitor, din bârne, a ridicat-o și într-o singură zi, cu echipa, a ridicat-o într-o zi. El a intrat în ea și a făcut slujbă. Dar, și a rugat pe Dumnezeu așa la miez de noapte: Doamne, vreau să ajung domnitor. El n-a ajuns, dar nepoata lui a ajuns, doamna Maria Brâncoveanu, care este o femeie care a avut viață sfântă și care într-o zi probabil că va fi canonizată sfântă de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pentru că această femeie minunată, soție de domnitor și soție de martir și de martiri, a făcut lucruri minunate pentru țara asta. Deci ea are un duh aparte, este o emoție care te cuprinde când vii în biserica dintr-o zi, pentru că a fost construită de o sfântă, de Sfânta Maria Brâncoveanu. De aia se numește dintr-o zi. Iată ce încheiere frumoasă ne-a făcut părintele Vasile Ioana despre această biserică extraordinară. Părinte, Doamne ajută, mulțumim. Mulțumim că ați intrat în casele românilor, ați fost selectiv la Selectiv cu Dan Bucura. Aceasta a fost ora noastră de astăzi. Noi de săptămâna viitoare reintrăm în program normal, 2 ore duminică de duminică. Rămâneți alături de noi și Doamne ajută, credința să vă călăuzească.